Nu toți românii au motive de sărbătoare. Pentru cei care trăiesc sub cerul liber și nu au nici după ce bea apă, zilele sunt la fel ca toate celelalte, friguroase și pline de amărăciune. Sunt mii de oameni care trăiesc pe străzi nevăzuți de autorități sau ignorați. Urmăriți poveștile unor oameni pentru care iarna este cel mai mare dușman. Câte pături aici? 6 pături. Păi, din cauza frigului, ce putem să facem? Mai scade un grad, mai pui o pătură. E atât de frig că nu ai da afară niciun câine. În adăpostul improvizat de sub podul Grand, și căței tremură. Viorel a uitat de mult cum e să-ți fie cald. Are 27 de ani, iar ultimii doi a petrecut sub pod. O viață plină de lipsuri. Azi ai ce mânca, mâine nu ai. Poate într-o zi faci pentru două zile, porbă, poate n-ai pentru o săptămână. Depinde. La minus 5 grade viața e mult mai aspră, iar timpul până când va fi iar cald se scurge încet. Văd că ești înfofolită de nume. Păi dacă mi-e fric, ce să fac? Uite așa stăm, așa stăm, că așa iardă, ce să fac? Sub pod, Viorel împarte viața cu Nicoleta, împarte sărăcia, grijile și plapuma cu care se acoperă când frigul devine de nesuportat. Din vechiturile aruncate de alții, au încercat să-și construiască un adăpost. O vatră improvizată ține loc de aragaz. Că e suficient, e foarte fric. Deci eu, pe zi ce trece, eu aduc și lemne, aici fac baie, aici aduc lemne, aici fac baie. Trăiesc cu puțin, îndură foamea și frigul, dar strada nu le-a împietrit inimile. Din puținul lor hrănesc și animalele cu care împart adăpostul. De 2 lei dau ca să mănânce și animalele. Deci credeți-mă, mă las eu plămândă ca să le dau mâncare la animalele astea, cum ar fi copiii pentru ei. Pe ziduri, printre grafitii, un tricolor. Viorel n-a uitat că e român, dar pentru el, sărbătorile parcă și-au pierdut sensul. Ce Crăciun e aici? Și ce Revelion? Am găsit tricolorul și în mașina care de o vreme îi este casa lui Dumitru, lângă beteală și portretul lui Moș Crăciun. De 23 de ani, Dumitru n-a știut ce înseamnă sărbătorile. A dormit pe stradă, în scări de bloc sau în barăci și, pentru el, Moș Crăciun a fost într-o zi o femeie care i-a dăruit mașina în care doarme acum. Am dormit mulți ani prin zepezi, peste tot, unde am apucat. Până la urmă, tot doamna mea la mașina. Mi-a zis, uite, ia mașina asta, dar... Când vine însă gerul, mașina e doar o amăgire. Nici păturile groase cu care se învelește nu reușesc să-i facă mai suportabil chinul. E frig. Mașina a fost spartă, mi-a luat o grămadă din ea. Ce ți-a luat? Mi-a luat și mâncarea, mi-a luat mai mult. Și bateria și eu am avut și un televizor de la Armiului și pe ăla mi-a luat. Dumitru și-ar dori să muncească, să aibă într-o zi rulota lui, în care să nu mai sufere niciodată de frig. Pentru copiii de pe